În 2022, pe teritoriul țării au activat 1479 de grădinițe, cu patru instituții mai puține decât în anul 2021. Dintre acestea, 809 unități au avut statut de creșă grădiniță, 563 de grădiniță, 89 de școli grădiniță, 16 centre comunitare și două creșe. După destinație, educația de timpurie s-a desfășurat în 1467 de instituții cu destinație generală, 4 sanatorială și 8 specială. În același timp au fost completate cu copii 6.433 de grupe, din care 6.371 de grupe cu destinație generală, 16 grupe sanatoriale și 46 de grupe speciale. Din totalul de 1.479 de instituții de educație-tempurie, 1.464 aparțin sectorului public și doar 15 sectorului privat, care activează doar în mediul urban. În sectorul public, 335 de grădinițe activează în mediul urban și 1.129 în cel rural. Numărul copiilor înscriși în grădinițe în anul 2022 a fost de 133.4 mii, cu circa 3.8 mii de copii mai puțin comparativ cu anul 2021. La 100 de locuri în instituțiile de educație timpurie din țară deveneau în medie 75 de copii. Astfel, cei mai mulți copii la 100 de locuri au fost înregistrați în municipiul Chișinău, 102 persoane, municipiul Bălți, 96 de persoane și Aloveni, 90 de persoane. Iar cei mai puțini copii la 100 de locuri au revenit instituțiilor din raionul Liova, unde valoarea acestui indicator a fost de 38 de copii la 100 de locuri. Pentru majoritatea copiilor, procesul educațional în instituțiile de educație timpurie se desfășoară în limba română, 83,9%, iar pentru 16,1% din copii în limba rusă.